Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Stelian Ion, președintele organizației județene USR Constanța și deputat. Bună ziua, bine ați revenit alături de noi. Bună ziua, bine v-am regăsit. Domnule Stelian Ion, este clar, este un cutremur în USR, nu ați reușit să spălați rufele în familie așa cum v-ați dori și așa cum se întâmplă bănuiesc la toate partidele, pentru că nicăieri nu este roz. A lansat acuzații destul de grave, clar, ținta sunteți dumneavoastră. Ați vrut să vă lepădați de Dumitru Caragheorghe, sprijiniți pe Remus Negoi și ce a făcut el cu donații. Nu, cred că trebuie să vorbiți până de seară. Ați văzut interviul, ați văzut acuzațiile. Am citit așa, nu am ascultat tot ce a spus, am văzut. Îmi imaginam că mă veți întreba și e corect să faceți lucrul ăsta, să oferiți drept la replică, însă părerea mea este că pe constanțeni în particular și pe români în general nu interesează atât de mult chestiunea interne ale partidelor. Și poate fi de interes pentru membrii USR și pentru cei care sunt în USR. Dar pe oameni cred că interesează acum că cresc foarte mult prețurile, interesează foarte mult că vor crește taxele în Constanța cu votul și al fostului nostru coleg, deja îi spun fost, deși e o procedură în derulare și a contestat. Din parte. A spus că va contesta și mă aștept să conteste. Deci, cred că lucrurile astea interesează foarte, foarte mult. Și am văzut de-a lungul timpului și în USR, am văzut și prin alte partide, oameni care ies public și se detonează critică foarte mult propriul partid, culmea, cu sprijinul căruia au intrat în consiliile locale, unii în parlament, da? Lucrul ăsta nu este deloc în regulă, pentru că ești votat nu în nume propriu, nu ca independent, ci ești votat cu sprijinul și prin munca tuturor colegilor. Și în momentul în care tu ești public, înainte să se fi clarificat toate aspectele, da? Ești public repetat. În momentul în care faci o nefăcută și anume faci poze de pe discuții interne și le dai în exteriorul partidului, faci foarte mult rău organizației. E o chestiune necolegială. Partidul ca o echipă acționează într-un spirit de colegialitate. Nu poți să faci lucrurile astea pentru că altfel nu mai funcționează lucrurile așa cum trebuie. Și am văzut de-a lungul timpului că cei care au ales să facă așa n-au câștigat în inter. Mare lucru. Poate și-au adăugat câte un punct la propria lor agendă politică, care de la moment nu mai coincidea cu agenda partidului din care au făcut parte, dar cam atât. Adică nu rezolvi nimic prin astfel de ieșiri. Ai posibilitatea să faci sesizare, ai posibilitatea să vorbești cu președintele partidului, cu cei din Biroul Național. În cazul nostru s-au întâmplat lucrurile astea, adică s-au făcut sesizări și de o parte și de alta, s-a discutat, speța s-a analizat în Biroul Național. Sesizări care nu au fost soluționate, spune domnul Chiuleț. Vor fi soluționate, nu stabilesc eu agenda Biroului Național. Prioritățile se stabilesc în comun, în Biroul Național, unde sunt reprezentanți din toate orașele, din toate zonele acestei țări, da? Nu sunt decizii unilaterale și până la urmă știți cum e, ca într-o relație, poate chiar ca într-o căsătorie. Dacă o perioadă lucrurile au mers bine, la un moment dat nu mai funcționează, iată, printr-o decizie unilaterală, pentru că prin această sancțiune, USR s-a despărțit unilateral de fostul nostru coleg, îl numesc vedem deja. După aceea te apuci și vorbești urât despre foștii tăi colegi, arunci cu tot felul de, aș zice, cuvinte jignitoare și cu tot felul de acuzații. În felul ăsta nu faci decât un lucru, să lovești în ei și să-i ajuți foarte mult pe adversarii politici, că pe PSD, pe AUR, pe PNL, în speță, pe cei de la SOS, eu știu. Credeți că are înțelegere pe cineva? Sau? Eu văd că lucrurile astea au fost preluate foarte repede de site-urile PSD-iste, spre exemplu.
Da. Poate fi o variantă, nu știu ce să zic, dar poate fi o variantă și în orice caz ăsta e efectul. De asta spun, e urât ca după o perioadă în care lucrurile au mers într-un moment bine, după aceea nu au mai mers bine, nu mai ai răbdare, ieși public, te detonezi, vii cu tot felul de acuzații și ce așteptări mai ai? Adică tu arunci cu o cărămidă în geam și aștepți să fii felicitat pentru asta? Nu funcționează așa. Și e o linie roșie și USR, după atâtea momente în care am văzut în presa națională chiar discuții din Biroul Național date pe surse, unele sunt convins cu screenshot-uri, exact cum au fost date și de către colegul meu Mihai Ochiuleț. După toate acele momente care au făcut foarte mult rău partidului, tu să nu-ți dai seama că este în neregulă să faci asta... Bine, probabil nu se aștepta să se ajungă până aici, nu se aștepta să fie făcute. Nu se aștepta să fie prins. Nu se aștepta să fie prins, dar a fost prins din cauza unei neglijențe personale, ca să zic așa, că n-a fost atent când a trimis mai departe, nu și-a editat acele poze și ne-am dat seama de unde vin. Dacă nu era prins, rămâneam cu un semn de întrebare și cu un scandal public generat și de el, da? Bun, haideți să vedem punctual de unde au început problemele în USR. Domnul Ochiuleț spunea că au început cumva prin 2020-2021, atunci când erați în discuții pentru a candida în 2024 la primăria Constanța. Inițial nu ați vrut, apoi forțat cumva de domnul Dumitru Caragheorghe să candidați, ați luat decizia să haideți să facem altfel. Eu, punctual la acuzațiile, enormitățile, mistificările, omisiunile lui Mihai Ochiuleț, n-am să răspund. Vă spun doar de principiu că lucrurile astea se discută în interiorul partidului, de vreme ce ești un partid, de aia ești un partid și de aia trage în aceeași direcție. Da? Dacă nu-ți convine să mai faci parte dintr-o echipă, nimeni nu te ține captiv în acea echipă. Poți să pleci. Da, ieșirile astea și mai ales a da discuții interne, de pe grupurile interne, nu a fost o poză sau ceva scăpat accidental arăta. Pur și simplu au fost 11 fotografii de pe discuțiile noastre de birou județean care nu aveau ce să caute în exterior. Da? Lucrurile astea reprezintă o linie roșie care a fost tranșată de Birou Național. Nu de mine, n-am dat eu decizia, chiar m-am ținut la vot, pentru a nu fi discuții după aceea că fix votul meu a contat în speța respectivă. Da? Lucrurile acestea, dacă înțelegem că suntem un partid, nu suntem o adunătură, o gașcă care face lucruri organizat, haotic, fiecare zice și face ce-l taie capul, acționăm în consecință și nu pot rămâne fără urmări. Despre asta bun, este vorba. Bun, dar până la aceste discuții au mai fost probleme în USR. Întotdeauna sunt probleme în partide. Da, dar întotdeauna sunt probleme. Când au... Chiar și la dumneavoastră, dacă e să faceți o analiză în orice organizație, în orice întreprindere, chiar și în orice familie, la un este moment adevărat, dat, dar rufele se spală în familie, asta spuneam. Nu, eu am ieșit să le spăl public. Așa este, nu dumneavoastră? Dar cumva s-a rupt legătura aceasta? Da, s-a rupt. De când a început ea să se rupă? S-a rupt cumva și eu să povestesc acum ca într-o telenovelă, nu mă simt un erou de telenovelă nici pe departe. Nu o să interpretez acest da, rol. Da, nici dacă v-ar sta nici bine. Nici pomenală. Da. Exact, ați văzut, nici nu mi-ar sta bine, nici nu-mi doresc. Și nici nu e corect față de colegi care trag foarte mult, muncesc foarte mult pentru USR și care merită altceva, nu împroșcat cu acuzații. Păi dacă tu zici că ții la USR, ieși a doua zi că nu ți-a convenit ceva și spui, în timp ce nu s-a judecat definitiv speța, da? Spui că USR nu mai e ce a fost, tot repeți chestiunea asta de nu știu câte ori. Ok, deci îți hrănești adversarul, da? Îi dai muniția adversarului. Nu faci treabă în astfel de condiții. Suntem într-o precampanie electorală, da? Vă rog să vedeți și contextul în care ne găsim. Și în aceste momente, mai ales în aceste momente grele, oamenii care trag pentru partid sunt oameni care nu s-au mai regăsit pe liste, să spunem, da? Niște parlamentari foarte valoroși, foarte valoroși, foarte, foarte buni. Nu s-a mai întâmplat asta prin țară.
N-au ales să își dea foc, n-au ales să împroaște cu noroi în colegi, n-au ales să facă asta, trag în continuare. Păi culmea, că domnul Ochiuleț lor, a fost pe listă, adică a prins încă un mandat de consilier. Culmea, vedeți, a și prins. Și nu a prins grație unui efort personal, da? A fost grație muncii colective și candidatura a fost pe o alianță. Nu a fost nici măcar doar pe USR. A fost ca urmare a unei alianțe și ca urmare a unor eforturi făcute, da? Nu spun că poți nega toate meritele cuiva acum și tot ce a făcut bun la un moment dat. Dacă încalcă grav pe bec, când dă cu bâta în baltă, când îți aruncă cu cărămida în parbriz, trebuie să iei măsuri. Nu ai ce să faci. Efectiv, pentru că altfel înseamnă că ești o organizație dezlănată, da? Care nu are nici cap, nici coadă și încurajează astfel de situații. Ok, păi dacă nu s-ar fi luat drastic măsuri de genul ăsta, alții probabil s-ar fi simțit încurajați să facă poze de pe discuțiile noastre de birou național, să, de pe ce discuții mai avem, sau să înregistreze ceea ce vorbim și să le dea în afară. Ori chestiunea asta nu mai poate fi tolerată, este, dacă vreți, o bornă pusă foarte clar și care își aștepta de mult o soluționare, pentru că am vorbit de mult și eu am mai spus asta. Nu e ok să ieși public și nu e ok să dai în afară din discuțiile interne. Și le-am spus și colegilor și alți colegi din Biroul Național au avut aceeași părere, că dacă la un moment dat se va dovedi că cineva a făcut chestiunea asta, propunerea va fi scurt excluderea. Da? Este Stelian Ion un lider care dezbină în loc să unească, care își vede propriile interese? Vă că insistați, astea sunt vorbele... Nu, sunt declarațiile lui. Eu v-am spus că nu o să... El e supărat acum, da? Este supărat că a fost dat afară, nu își înțelege propria greșeală, asta e o mare problemă. De unde putem trage concluzia că a făcut-o deliberat sau că nu are reprezentarea clară a gravității faptei. Și atunci, fiind supărat, aruncă cu tot felul de acuzații și cu tot felul de epitete și eu nu voi răspunde punctual acestora pentru că nu e de interes, nici pentru mine, nici pentru organizație. Cred că mai important este să vorbim despre cum s-a votat în Consiliul Local despre creșterea taxelor. Ajungem în și Constanța. Acolo. Haideți să ajungem și acolo. Spuneți-mi unde se situează Dumitru Caragheorghe în acest moment. În USR se situează în acest moment. Ar putea fi cumva exclus dintr-un motiv anume sau altul, că din câte am înțeles face parte din echipa domnului Ochiuleț, sau mă rog, se susține unul pe celălalt? Nu voi spune mai mult decât am spus până acum. Atunci când am ceva de spus, pun pe hârtie și înaintez Comitetului Politic sau Biroului Național. Nu ies public să îmi critic colegii, da? Dar când nu să-i criticați, să răspundeți acuzațiilor. Că uitați, Ochiuleț spune membru, că nu vă interesează decât funcțiile politice, membru, să ajungeți din nou în Parlament, da, și că nu vă interesează alegerile prezidențiale și nici Elena Lascor. Greșește Mihai Ochiuleț, foarte mult greșește, da? Am dorit, cum să spun, printre cele mai mari dorințe pe care le-am avut din momentul în care am luat decizia să candidez la Primăria Constanța, din nou, pentru 9 iunie 2024, și printre cele mai mari dorințe pe care le-am avut de-a lungul timpului, asta a fost una dintre ele. Mi-am dorit cu ardoare să câștigăm, nu pentru mine personal, mi-am dorit cu ardoare să câștigăm primăria ca să o scoatem din mocirla asta în care se afundă tot mai mult la propriu și la figurat. Pe zi ce trece. S-au adus bani din PNRR, s-au băgat în niște proiecte pe care cu emfază le tot laudă primarul și care vedem că sunt proiecte ratate, pentru că sunt prost făcute, au durat foarte mult, ne-au costat foarte, foarte mulți bani din cauza amânării repetate. Acum primarul este nevoit să se împrumute cu sume exorbitante sau să crească birurile. Nu mai vorbesc despre faptul că a făcut acele cheltuieli în campanie deșențate, că dă câte un milion de euro pe beculețe. Cum să votezi fără niciun calcul, fără să ai absolut niciun fundament, să votezi creșterea de la 255 de lei la 500 de lei, aproape dublu.
să crești taxa de rezervare a locului de parcare. Colegul meu, acum independent, descătușat de chingile acestea ale partidului care îl țineau foarte strâns, a votat pentru, deci de acord să crească taxele acestea propuse de domnul primar. Eu asta observ, da? A avut domnul primar un sprijin în fostul nostru coleg Iulian Călin. A fost director de la Delfinariu. Da. Știți foarte bine, l-am exclus pentru votul pe care l-a dat pe terenul vândut liderului PSD, municipiul Constanța, pentru votul dat pe demiterea viceprimarului nostru. Ne-am judecat cu el ani de zile și am câștigat în instanță. Nu am nicio îndoială că cei care greșesc grav în felul acesta, la un moment dat vor pierde. Ce se va întâmpla acum cu mandatul din viitor al domnului Ochiuleț? Pentru că excluderea a avut loc de curând și nu s-au parcurs etape nici măcar interne, nu s-au parcurs toate etapele, va merge la validare acel mandat, repet, nu a fost un mandat câștigat pe persoană fizică, dar astea sunt regulile, și până când nu vom avea o hotărâre judecătorească definitivă și va exercita, iată, independent și foarte lipit de primarul și de ușa primarului și a viceprimarului Constanței, Virgil Chițac și Ionuț Rusu, va merge în continuare în Consiliul Local. Deci va putea duce la capăt până la capăt. Este foarte des la birourile dumnealor. Da, va merge câțiva ani, probabil, un an, doi, nu știu, cât va dura procesul. Eu sper cât de repede să se soluționeze, pentru că așa e corect. Altfel denaturezi sau deturnezi un vot. Bun, vă pregătiți pentru încă un mandat de deputat. Am văzut nume noi pe listele de candidați, nume vechi. Ce așteptări aveți? Am așteptări foarte mari. În primul rând, ele sunt legate de felul în care lumea o percepe pe Elena Lasconi, care este o femeie extraordinară, are calități, are carismă, e corectă, e un om cinstit, nu face parte din sistemul ăsta care a nenorocit România atâția și atâția ani de zile și are șanse reale să intre în turul 2 și să câștige președinția României. Dacă am fi avut un președinte ca Elena Lasconi, în ultimii 10 ani de zile sunt absolut convins că lucrurile ar fi stat mult, mult mai bine decât stau în prezent, în sensul în care am fi avut ocazia să facem reforme adevărate în România. Klaus Iohannis a blocat toate marile reforme. În justiție am văzut ce a făcut și a pus procurorii lui, cad dosar după dosar, acum achitări după achitări, infractorii își recuperează prejudiciile, adică în loc să recupereze statul prejudiciile, își recuperează infractorii prejudiciile. Și asta a fost lupta mea cât am fost ministru al justiției și m-am lovit permanent de această dorință a lui Klaus Iohannis de a-și numi procurorii, de a ține niște legi care să facă din sistemul judiciar un sistem piramidal în care doar câțiva oameni decid, dar nu un sistem în care să existe o democrație internă, dacă vreți, în care să existe niște colegii ale instanțelor, ale parchetelor care să aibă un cuvânt de spus. Nu, câțiva oameni, câțiva din CSM, câțiva șefi de parchete și de instanțe decid tot ce se întâmplă și totul ținut într-o teroare. Am fi avut o reformă adevărată a învățământului, nu un simulacru cum a fost cu legea educației, vedem ce bătaie de joc este la adresa copiilor. Am fi avut foarte multe pe plan economic. Da, bine, poate e nevoie de un alt ministru la educație. Sigur. În primul rând. Sigur. Și e de unde, țara asta are de unde. Normal să dea că e de unde, nu s-a oprit lumea la Alicia. Deci așteptările mele aici sunt, în sensul în care electoratul, mai ales cel de dreapta, nu doar cel de dreapta, pentru că eu cred că sunt și oameni care au votat de-a lungul timpului poate alte partide și văd în Elena Lasconi un candidat care poate duce România într-o zonă de corectitudine și de reformă adevărată, despre asta e vorba, și de respect pentru oameni. Vedeți, au venit PSD-iștii și au mărit unele pensii, nu toate, creând alte inechități înainte de alegeri.
dar i-au lăsat pe din afară pe niște oameni, cum ar fi, spre exemplu, cei care au avut grupe de muncă, au lucrat în condiții grele, condiții speciale sau condiții deosebite, și oamenii aceia, potrivit legii 360 din 2023, anul trecut, nu au beneficiat de acele majorări, deși, potrivit legii care era în vigoare în momentul în care erau angajați, ei au plătit contribuții mai mari. Lucrând în acele condiții, au avut și contribuții mai mari și ar fi trebuit să beneficieze de pensii mai mari. Colegii mei, Oana Țoiu, Radu Miruț, au depus un proiect la Senat, care a fost votat ieri sau alaltă ieri, a fost votat aproape în unanimitate și e un lucru bun, e un semn că totuși se pot corecta aceste anomalii. Aștept ca aceste anomalii să fie corectate și la Camera, adică proiectul nostru prin care se majorau pensiile acestor oameni care au grupe de muncă și au lucrat în condiții grele. Vorbim de mineri, vorbim de cei care au lucrat la centrala atomoelectrică, da, cu radiații, știm foarte bine. Deci oamenii ăștia au lucrat în niște condiții dificile și condițiile astea și-au spus cuvântul asupra stărilor de sănătate, care au lucrat la combinatul petrochimic sau la combinatul de îngrășăminte chimice, năvodari și așa mai departe. Sunt foarte mulți. Datorită legii promovate de USR, în ciuda faptului că la vremea aceea PSD-ul spunea, domnule, nu e nicio problemă, legea e perfectă, nu sunt inechități, iată că și-au dat și ei seama și au votat legea propusă de colegii noștri, aștept și la Camera Deputaților să se dea același vot. Este foarte important să nu își bate nimeni în joc și de acești oameni. Și la Camera Deputaților? Păi, după ce s-a dat acest vot, ea a fost trimisă către Camera Deputaților și sper cât de repede. Pentru că dacă se punea problema să votăm o lege pentru Klaus Iohannis, până la urmă s-au răzgândit, dar sunt convins că în două săptămâni sau o săptămână jumate era votată în ambele camere. Deci când se vrea, se poate. E vorba doar și de voință. Și pe repede înainte. Se poate, sigur. Și la fel cu asistenții personali. Există, din păcate, foarte multe persoane cu grad mare de handicap și sunt vreo 90.000 de astfel de persoane la nivel național din statisticile pe care le-am văzut, și aceste persoane, asistenții personali ai acestor persoane, nu au beneficiat de acele majorări cu 20% care au avut loc anul trecut. Și tot așa, o lege propusă de colegii noștri la Senat a fost votată și sper eu să mențină legea, pentru că este iarăși o inechitate foarte mare. Sunt cei mai vulnerabili oameni, au nevoie de ajutor, în mare parte acești asistenți personali provin chiar din familiile celor cu grad mare de handicap și au nevoie de acest sprijin. Acea majorare înseamnă foarte, foarte mult pentru ei. Dat fiind rezultatul de la alegerile locale, cum credeți că veți sta la parlamentare? Câte mandate credeți că veți lua? Eu, pe câte mizați? Eu sper să luăm multe mandate. Ce înseamnă multe? Multe mandate înseamnă, ai zice, cel puțin 3 mandate, da? Există, păi, această legislație. 3 mandate speră să ia și PNL și PSD. Eu am spus cel puțin. Am spus cel puțin 3 mandate. Nu vreau să mă arunc în cifre și în tot felul de speculații nerealiste, dar cel puțin 3 mandate sper să luăm. Am văzut această dezamăgire, am simțit-o un plex după locale. În Constanța am avut o anumită situație. Au luat mai puține voturi decât în 2020, în contextul dat și cu AUR pe scena politică și cu un anumit tandem primar, președinte, Consiliul Județean și, mă rog, în toate aceste condiții, însă văd că electoratul nostru se mobilizează, a văzut ca un semnal de alarmă ce s-a întâmplat la locale și mai ales la europarlamentare, și cu Elena Lasconi, cap de listă,
cap de listă, conducător al partidului și candidat pentru președinția României. Sunt convins că vom avea un rezultat mult mai bun la alegerile parlamentare. Bun, haideți să vorbim și despre proiectul privind taxele și impozitele pe anul viitor. Clar, sunt niște schimbări majore pe care le vor suporta constanțenii. Ajungem să plătim o familie cu doi copii cât 1200 de lei pentru taxa de habitat. Da. Da. Sumă foarte mare. Viitorul nu arată prea bine. Asta în condițiile în care prețurile cresc, se anunță, se vede la orizont criza economică, alte taxe cresc. Da? Dacă tu, comunitate locală, renunți la toate subvențiile alea și renunți brusc la ele, da? Este o mare problemă, pentru că pui toată acea presiune pe umerii cetățeanului de rând. Pentru că o comunitate are mai mare forță decât are un singur om sau o singură familie. În situații dificile se găsesc surse de finanțare, se mai fac împrumuturi, dar iată, se fac împrumuturi pentru acoperirea unor găuri negre făcute pe beculețe de 1 milion de euro, făcute pe cheltuieli de, în campanie, 2 milioane de lei în mai și iunie anul acesta pe toate cele spectacole de campanie. Deci despre asta vorbim. Și acum vine nota de plată. Eu nu cred că domnul primar a fost votat pentru asta. Da? Pentru poate ce a fost votat? Pentru... Sincer să vă spun, ar trebui să răspundă cei care l-au votat. Cred că a fost creditat așa cu încrederea că vor continua proiectele și după campanie am văzut că au încetinit foarte, foarte mult, adică se lucra frenetic în luna iunie, era ceva nemai văzut. Nu, s-au încetinit toate. Cred că lumea spera, pe de altă parte, orice primar ar fi venit, ar fi continuat proiectele. Trebuie să le continui, da? Și să le continui mai alert, să le continui astfel încât să verifici și calitatea lucrărilor. Cred că a cântărit foarte mult că au fost aproape finalizate unele proiecte și s-a putut circula cât de cât pe marile bulevarde. Adică a uitat electoratul. A uitat foarte repede, exact. Anii de chin. A uitat de cei 3 ani de chin. Pentru că acum se poate circula. Asta e situația, asta e realitatea. Da? Cred că despre asta e vorba, dar domnul primar privește asta ca pe un cec înalt pe care l-a primit din partea alegătorilor și chiar și-a spus-o la o dezbatere publică, chiar cea pe taxe, a zis, păi, îmi pare rău, dar am primit votul, am primit girul Constanțean, am primit sprijinul lor. Da, dar nu pentru asta, nu pentru creșterea taxelor, n-a spus în niciun moment, deși avea elemente de pe atunci să spună ce are de gând să facă și sunt absolut convins că avea de gând să facă încă de pe atunci aceste lucruri și propuneri de creșterea taxelor, nu le-a spus în campania electorală. A venit cu 3 idei generale, așa, atât. Nu a spus nimic ce are de gând să facă. Eu cred că sunt foarte nemulțumiți, mulți chiar dintre cei care l-au votat. Și dacă vă uitați, iarăși o altă chestiune, dintre cei care s-au prezentat la vot, 30%, să zicem, în jur de 30% l-au votat. 70% din cei care s-au prezentat la vot nu l-au votat. Dacă am fi avut alegeri în 2 tururi, eu am convingerea că domnul primar ar fi fost acasă, s-ar fi bucurat doar de pensia specială la eforie și n-ar fi cumulat-o și cu indemnizația. Spuneți că iepura și ceilalți candidați, inclusiv cei independenți, au furat așa nu de... Nu dau vina pe candidați, pentru că e păi dreptul nu, lor să candideze. Unele voturi s-au dus la un independent, altele s-au dus Da. Unii au candidat doar cu dorința de a rupe votul și a-i face jocul lui Virgil Chițac, alții au candidat pentru că e dreptul lor să candideze și e normal să-și doresc să candideze și asta înseamnă democrația. Eu vorbesc de sistem, nu de candidați. Sistemul este greșit. Pentru că face acest sistem în așa fel încât să ajungi în funcția de primar fără a avea o largă legitimitate, care ți-ar putea o conferi o lege care să permită alegerea în 2 tururi. În 2 tururi de scrutin, cum facem la președinția României. Cum ar fi la președinția României să avem o legislație asemănătoare cu cea
de la primari. Nu a mai avea o legitimitate atât de mare. Lucrurile se schimbă. În turul 2 ai de ales între doi candidați. Întotdeauna când ai un singur tur, primarul în funcție se bucură de o inerție și se bucură de o stabilitate. Dacă nu mă înșel, au fost la un moment dat alegeri locale. Pentru la primar mă refer, două tururi. Nu? Au fost cândva. Mai de mult și eu. Țin minte că au fost și era normal să fie. Și sper din tot sufletul să se voteze o astfel de lege. Noi ne luptăm de aproape 8 ani de zile în Parlament să schimbăm legea electorală astfel încât să se permită alegerea primarilor în două tururi. Ce ați făcut în calitate de deputat pentru Constanța în acest mandat? Până acolo aș zice că referitor la aceste taxe și anume taxa suplimentară de ocuparea domeniului public de 200 de lei, chiar și creșterea nefundamentată a taxei de la 255 la 500 de lei pentru rezervarea locului de parcare, acestea vor face obiectul unui proces în instanță. Deschis mâine mă întâlnesc cu avocatul și deschidem proces, da, de USR și am convingerea, cel puțin cu privire la taxa de 200 de lei, că sunt șanse foarte, foarte mari să pice în instanță. E, dacă vreți, o dublă impunere, pentru că o plătește aproape toată lumea, fără să beneficieze de niciun serviciu. N-ai un serviciu din partea primăriei, plătești taxa asta, pentru că, evident, ți-ai luat mașina nu ca să o ții în casă, să o ții doar în garaj. Vei ieși cu ea pe domeniul public. Odată ce ai ieșit, te taxează automat domnul Chițac. Da, ce am făcut ca pentru parlamentar Constanța. Pentru Constanța? Păi, ce am făcut ca parlamentar cred că e foarte cunoscut de toată lumea. În primul mandat am fost prins în acea comisie, două comisii de fapt, Comisia Iordache și Comisia Juridică, acea comisie condusă și Comisia de Modificare a Codului Penal și de Procedură și chestiunile astea nu sunt doar pentru Constanța, sunt pentru toată țara, dar eu cred că ar fi beneficiat inclusiv constanțenii de niște legi corecte și de o justiție corectă. Da? Deci lupta mea a fost în principal, în primul mandat, pe aceste obiective. Pe de altă parte, în al doilea mandat, știți foarte bine, am fost numit ministru în prima parte a mandatului, 8 luni de zile, după care m-am concentrat pe chestiuni care țin tot așa de legislația națională și am avut câteva proiecte care țin, spre exemplu, de salvarea unor obiective de patrimoniu în Constanța. Castelul Reginei Maria, Bar Orient, la fel este vorba despre acel ansamblu regal. Am avut împreună cu colegul Remus Negoi câteva inițiative parlamentare pe acest subiect, prin interpelări, prin unele propuneri. Voi ține și pe viitor foarte mult, dacă voi fi ales de constanțeni, bineînțeles, la câteva proiecte și anume, care mi se par incorrecte pentru Constanța mai ales. Vorbim de taxa de pod de la Fetești. Asta vreau să zic, că se tot vorbește dar de nu e proiectul nostru. Această taxă. Știu asta nu că e proiectul nostru. Dar și toată lumea vorbește despre taxa asta pe care, Doamne ferește, nu reușim să o scoatem. Ok, înțeleg, cei care intră, ies din Constanța să o plătească, dar constanțenii? Da, e o mare problemă și e discriminatorie și cred că trebuie să înceteze această modalitate de percepere a taxei. Să se pună dacă e cazul, suma care s-ar strânge din taxa respectivă se poate suporta la nivel național printr-o redistribuire a tuturor taxelor, dar chestiunea asta cu taxă de pod să ajungi în Constanța, să ajungi în zona Dobrogei mi se pare absolut incorectă și care trebuie deci corectată. Cine nu vrea să... La fel am avut ministrul discuții... Ministrul Grindeanu nu vrea să o eliminăm? Sunt discuții. De-a lungul timpului au fost mai multe schimbări de optică. Mi-aș fi dorit ca noi în 2021 la început să fi schimbat ceva, dar din păcate nu s-a întâmplat nici asta. Dar, repet, măcar pe anumite subiecte, parlamentarii de Constanța cred că pot face front comun și chiar am încercat să facem asta
Am încercat cu domnul Huțucă și chiar am avut o discuție, cei din PSD s-au retras, n-au vrut, deși sunt proiecte care sunt pentru Constanța și constanțeni, nu sunt proiecte doar pentru un partid anume. Tocmai. Și cred că pe anumite subiecte nu e o problemă că avem proiecte comune, dincolo de lupta politică, care adeseori e acerbă. Este foarte important să punem în valoare și portul, pe parte de infrastructură. Sigur, multe obiective din acestea nu țin neapărat de legislativ, dar prin interpelări adresate miniștrilor poți pune presiune chiar și pe executiv să se miște unele lucruri. Portul Constanța nu este suficient pus în valoare și am putea să ne îmbunătățim foarte mult noi, parlamentarii, activitatea, având o legătură mai strânsă cu reprezentanții celor care își desfășoară activitatea în port și venind cu proiecte și venind cu interpelări și astfel de susținere în Parlament pentru port. S-a vorbit mult. Eu acum pot să vă spun că de-a lungul timpului nu cred că am avut suficiente întâlniri cu acești oameni și lucrul ăsta se va schimba pe viitor, pentru că îmi dau seama că este o chestiune de interes național, nu doar de interes local. Dincolo de aceste probleme, aș menționa faptul că avem în Dobrogea și în Constanța foarte mulți beneficiari ai legii 154 din 2021. Care ce face legea asta? Care dă anumite despăgubiri urmașilor persoanelor deportate și strămutate. Se așteaptă de foarte mult timp să intre în vigoare această lege pe această componentă, dar s-a prorogat an după an, e deja la a treia prorogare, intrarea în vigoare acestei părți din lege și este o foarte mare problemă. Sunt zeci de mii de oameni și cred că vreo 20 de mii în Dobrogea, 30 de mii, care așteaptă să intre în vigoare. Este o reparație morală minimă, iar cei de la putere, PSD, PNL, au jucat dublu, adică au votat legea, au propus chiar legea, au votat-o, le-au dat niște speranțe legitime acestor oameni, după care, an după an, au prorogat legea. Și eu și alți parlamentari de Constanța am avut inițiative și acum avem o inițiativă de amendament la legea rectificării bugetului. Avem inițiative de modificare a legii, o să mai fie o discuție la sfârșitul anului, eu sper ca cel târziu la anul să se repare această nedreptate, pentru că oamenii ăștia din guvernii PSD-PNL nu au de gând să le dea aceste drepturi. Și este o nedreptate care li se întâmplă a doua oară. După ce că familiile lor au avut grav de suferit și le-a fost foarte greu, au pornit cu mari greutăți în viață. Erau copii cei care acum sunt urmașii deportaților. Și au pornit cu stângul din această cauză, da? E greu să te rupi de undeva, de unde te-ai născut, să te duci cu toată familia. Acum își bat joc cei din PSD, mai ales cei din PSD. Domnul Ciolacu, candidat la președinția României, spunea că nu știe de această lege, se mai interesează. Nici până acum se pare că n-a aflat și am ajutat împreună cu alți colegi la înființarea unei asociații. Am pus umărul cât am putut, dar lucrurile nu se opresc aici. Repet, amendamente, sunt multe lucruri de făcut, îi ajutăm pe cei deputat. Din asociație. Da, sunt multe lucruri de făcut. Sunt multe lucruri și, culmea, pentru că la fiecare alegeri stăm și ascultăm în campanii, înainte de campanii, politicienii și vorbesc atât de frumos și spun lucruri atât de frumoase, dar odată ce ajung pe funcții, 4 ani de zile până la următoarele alegeri. Unii nu se țin de cuvânt, dar alții se țin de cuvânt. Și noi la USR, tocmai de asta am fost înlăturați din guvern. Și acesta este și motivul pentru care guvern. Lumea nu mai iese la vot. Da, aveți dreptate 100% aici. Oamenii sunt dezamăgiți de atâta minciună din partea guvernanților. Sunt mințiți foarte mult. Klaus Iohannis a făcut din cauza asta sau prin această inconsecvență și prin faptul că s-a sucit la 180 de grade și a trădat propriul electorat, a făcut foarte mult rău. Pentru că oamenii au ieșit la protest, au ieșit la 10 august, au ieșit la OG 13.
l-au susținut, au stat la cozi interminabile în diaspora să-l voteze. După care Klaus Iohannis vine și spune, nu, USR-useriștii sunt crizatori. De ce? Pentru că voiam o justiție independentă, pentru că voiam să ne ținem de promisiunile din programul de guvernare. Ăla este votat în Parlament și mă duceam la ei, uitați, am promis desființarea secției speciale, pentru că din cauza acestei secții speciale nu mai răspunde niciun judecător pentru unele fapte de corupție pe care le săvârșește, da? Pentru că este folosită asta ca armă împotriva judecătorilor care sunt independenți. Da, la justiție ne-am lovit de această minciună cu care au venit cei de la guvernare și uitați că suferă toată democrația, pentru că uneori te bagă și pe tine la comun în aceeași oală cu cei care au mințit de-a lungul timpului. Ori noi am venit și am spus lucrurile astea repetat și le-am făcut. Pe pensii speciale am avut aceeași consecvență, desființarea lor. Pe alte proiecte la fel, aceasta cu urmașii celor deportați și strămutați, am spus dintotdeauna, trebuie respectată legea. Bun, să-l întreba și pe Ciolacu dacă îl prindeți, vă rog. Ei, da, cum? Îl prindem. Nu se știe. În încheiere vreau să-mi spuneți cum credeți că se vor desfășura ședințele de Consiliul Local? Dat fiindcă nimeni nu are majoritate, clar, se fac alianțe. Primarul ne spunea că a purtat discuții cu PSD și cu AUR în vederea alianțelor cu AUR în cazul în care vor fi proiecte de hotărâri de patrimoniu. USR? Dată fiind experiența... USR este în opoziție și cu câți consilieri are, va face opoziție. Și mă aștept să se desfășoare tot online. Păi da, dar nu prea o să vă iasă, că nu aveți, nu o să fie majoritate. Dacă nu faceți alianțe, cum o să iasă opoziția aceasta? Cu cine? Cu AUR? Să facem alianțe? Nu știu. Noi trebuie să facem ceea ce e corect pentru constanțeni și să privim și pe termen mediu și lung. Da? Acum s-a dat un vot, este pentru încă 4 ani de zile este primar. Mă aștept să țină toți ședințele online, să facă foarte puține dezbateri publice. Mă aștept să forțeze nota cum a forțat acum cu creșterea acestor taxe, pentru că poate, da? Iată, are și acum și a făcut majoritate, inclusiv un fost coleg a votat cu dumnealui și își va face majoritate cu PSD. Când da, PNL-ul deci vor va realiza... ședințele în aceeași notă ca și până acum. Nu am nicio așteptare că vor decurge altfel. Din păcate, pentru constanțeni. Este rodul unui vot și poate a unui absenteism la vot. Cei care au fost nemulțumiți, poate chiar pe primar, mulți dintre ei au spus că îl pedepsesc prin faptul că nu merg la vot. Dom'le, mă răzbun eu, nu merg la vot, îi arăt eu primarului. Păi... vedem cum i-au arătat. Mulți dintre cei care, repet, au stat acasă, dar erau și nemulțumiți de primarul actual. Dacă nu ieșim din zona păi da, dar înseamnă că nu au avut pe cine să voteze în opinia lor din moment ce erau nemulțumiți și au stat acasă, că dacă atunci, l-ar fi convins vreun dintre... candidat, înseamnă că ar fi ieșit. Am fost mai mulți candidați. Păi, dacă așteaptă oamenii convins. Candidatul perfect, dacă vrei o schimbare, optezi pentru o schimbare, da? Poate nu este cel mai bun candidat, te duci pentru unul dintre ei, vezi care e cel mai bun dintre ei. Da, totuși am avut candidați, n-a fost candidat unic, deci există opțiuni. Acum, bun. Asta e. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă mai așteptăm, vin alegerile, vine campania, o luați de la capăt, cum s-ar spune, gata, odihna, acum nu? Da, nici nu a fost odihna, pentru fost. Că este un an numai cu alegeri și așa este. Un an lucrurile... greu. Lucrurile acestea și contactul cu oamenii l-am avut în permanență, așa că nu este loc decât, e adevărat, în vacanță, când e și o vacanță. O să vină probabil Crăciunul și atunci să ne tragem da. Sufletul cu familia. Bun, vă mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc, sănătate multă tuturor. Mulțumesc și dumneavoastră, la revedere!